Ce faceți, bă, prăduitorilor? Tot pe acasă, tot pe net, tot pe astea? Eu ce să? Pe barosoneală, pe aici, prin Franța, la 100 de kilometri de Paris. Am oprit la pauza de 11 ore, așa ca de plictiseală. Revin, bineînțeles, cu un video. L-am ascultat sfatul lui tătaru Nicușor. Și am vrut să fac o prezentare a camionului pe din afară, dar după cum vedeți, plouă de rupe și nu pot să mă apuc de filmat. Stați aici, am cu un coleg, bagă la parcare. Mă, ce să vă zic? Am plecat azi dimineață la 4 și ceva, 5 din Spania. Și mă duc spre Olanda. Am oprit aici aproape de Paris. Am condus undeva la 700 de kilometri astăzi. E foarte bine. Am prins un trafic super. Chiar n-am avut probleme deloc. În rest, ce să vă mai zic, toate sunt bune. Bineînțeles, pe barosăneală, așa cum ne place nouă. Ia să vedem dacă... Asta e. San Miguel. Bineînțeles că îl desfac în cinstea voastră. Hai să dăm zoom-ul la telefonul ăsta bun. Și... mulțumesc pentru like-urile de la episodul trecut care am făcut în cabină. Sunteți minunați. Și mă bucur că îmi oferiți sprijinul ăsta prin a aprecia ceea ce fac. De asemenea, salut pe această cale adminii de pe grupul Eurotruck Simulator 2 RO. Și bineînțeles, preferații mei Ionuț, trăiască patronul, și tătarul Emanuel, prietenul meu number one. Sper să prind internet, am deschis și laptopul și cablul ăsta albastru, dacă îl vedeți, vine de acolo de sus, de la cutia asta, stai să vi-o și arăt. E o cutiuță simplă, nu mai o scot de acolo că e mult de lucru. E o antenă wireless. Ce face această antenă? De exemplu, dacă în benzinărie ai la 10 metri wireless, atunci această antenă se fuge după el până în benzinărie și mi-l aduce mie. Bate undeva la un kilometru 2, cam așa. Deci cei pe o rază de un kilometru Wi-Fi pot să prind și eu, bineînțeles dacă nu are parolă sau cum e la unele benzinării de aici din Franța și alte țări, unde e cu taxă. Nu vă gândiți, nu-l fur, doar prind de la distanță mai mare față de antena incorporată din laptop sau din telefon. Eu cam atât am vrut să vă spun, am vrut să vă salut, să vă spun că sunt bine dacă vă întrebați lucrul ăsta. Sper să prind internet să încarc acest videoclip astăzi. V-am promis că o să fac de pe drum, dar am avut acum câteva zile o problemă la încărcătorul de la GPS și mi s-a ars. Acum, pentru GPS, folosesc încărcătorul de la camera mea video și nu pot să țin și GPS-ul aprins, să pun și camera să filmeze, pentru că nici GPS-ul nu-mi ține mult bateria la el, nici la camere nu ține mult. Și decât să rămân pe drum fără GPS sau să filmez și să se întrerupă așa dintr-o dată,
A zis că mai aștept un pic când ajung înapoi în Spania. Acolo sunt magazinele mai de calitate, cel puțin ce am văzut eu până acum. Și o să cumpăr un alt încărcător pentru GPS și cel de la cameră o să-l folosesc doar pentru cameră. Bineînțeles că dacă o să găsesc și pe unde mă duc acum la descălcat, prin Olanda, după aceea mă întorc în Belgia la încărcat. Dacă o să găsesc un magazin unde sunt încărcătoare bune și ieftine, pentru că aici, dacă te duci, de exemplu, în benzinăria asta în care sunt eu acum, scuzați, un încărcător e undeva la, să zic, 8-10 euro. Depinde de benzinărie. Și nu că nu aș vrea să dau sau că nu e bun. Dar de ce să dau 10 euro pe un încărcător când pot să mai aștept câteva zile, mă duc înapoi în Spania unde sunt marketurile alea mari, unde îmi cumpăr mâncare sau sunt magazine cu piese auto special pentru camioane etc. și pot să dau acolo 2 euro sau 1 euro. Și de restul, bineînțeles, mai cumpărăm un San Miguel sau de ce nu alte chestii. Uite, aici am cu un coleg care pleacă de la parcare. Așa că îmi cer scuze că nu revin cu filmări din cursă, adică în timpul mersului, pentru că dacă filmez cu telefonul în timpul mersului, ați văzut că mulți dintre voi v-ați plâns că amețiți în timp ce se vede. Așa e. Dacă încep și scuturi telefonul în toate părțile și ăsta, bineînțeles că vă ia amețeala. Așa că mai dați-mi un pic de timp să fac rost de un încărcător și după aceea o să revin să fac videoclipuri mai departe. Eu vă mulțumesc mult pentru timpul care mi-l acordați vizionând aceste videoclipuri, vă mulțumesc pentru like-uri, aveți grijă de voi, salut grupul Euro Truck Simulator 2, băieți de nota 20, numai bine, ne auzim la următorul videoclip. Ciao!